După 3 decenii, clădirea gimnaziului din satul Porumbrei s-a renovat total. Au fost schimbate geamurile, renovată sistema de încălzire și asigurare electrică, reparate sălile de clasă. Copiii sunt bucuroși că după vacanță au intrat în școala renovată. Eu am petrecut vacanța foarte bine cu surioara mea. Ne-am jucat, ne-am distrat, am citit și ne-am adus minte de învățătoare și de colegii noștri de clasă. Eu stau câteodată, mă joc cu surioara mea mai mică și eu aș mă stări și învăț bine. Eu am trecut vacanța foarte bine. Am fost acasă și am stat cu surioara mea. Am nepoțel în clasa a doua. Mă mândresc cu dânsul. Nu chiar numai pe 19-10, dar așa o mai... Să mai stărui cât de puțin, dar merge. Pare bine, că nu pierd nervii și energia degeaba cu dânsul. E ascultător, nu știu, mai departe, în viitor. O am clasa a doua, unde învăț 11 fetițe și 4 băieței. O clasă față de ce ani din urmă, când erau 31, 30, 29, acum e o clasă mai mică, nici nu venea crede că am pot să le acord mult mai mult timp în timpul lecției și de mai multe ori să treacă la tablă, să știți, calitatea lucrului e încă mai bună față de cum. Copiii sunt dornici de școală. Toți elevii, cei din satul Porumbrei, dar și cei din satele Sagaidacul Nou, Codreni și Zloți, care vin la o școală mai nouă în acest an, au primit manuale și clase amenajate. Și elevii trebuie să aibă o atitudine, aș spune așa, gospodărească, ca ei să le păstreze, să le îngrijească, așa, ca să poată dobândi din cărțile care le primesc cât mai multe cunoștințe, ca apoi să poată deveni oameni cu literă mare. Deci clasa a treia primesc manuale de limbă română, iată aici în față avem matematica, științe, educația plastică, educația muzicală, educație tehnologică și mai este obiectul de limba străină, limba franceză studiază. Cu prilejul renovării clădirii gimnaziului din satul Porumbrei a fost oficiat un serviciu divin de către parohul bisericii din localitate și protopopul de Cimișlia Nicolae Goreanu. Jubileul de 30 de ani a fost marcat printr-un concert festiv cu participarea elevilor. Dai